Salutare, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să facem o rețetă, o să facem o șelată cu zamă, ca la noi în Maramureș. Pentru această rețetă de șelată cu zamă avem nevoie, eu am aici o pungă de șelată, noi am avut pungă, am avut pungi cu șelată în congelator, de la noi din grădină pusă. Acum, dacă vreți, puteți să faceți și cu șelată proaspătă să cumpărați, dar noi am avut în congelator pusă de noi. De șalată, o să mai avem nevoie de vreo 300 de grame de smântână, o dărabă de slană din care o să facem niște jumări, o legătură de mărar, o lingură de făină albă, o 7-8 căței de usturoi, 4-5 ouă. Acum noi nu ni s-au găinile, s-au cumpărate, dar cine are ouă de casă e și mai bine. Acum iarna nu se prea au găinile, s-au oprit din ouă. Și o să folosim un cup de vegetă de casă făcută de noi. Aveți rețeta de vegetă de casă pe canalul de YouTube Sandu Gospodaru. Sare și chipe. Deci șelată, smântână, slană din care o să facem jumări, mărar, o lingură de farină, 7-8 căței de usturoi, 4-5 ouă și un pic de vegetă de casă făcută de noi. Noi da să trecem la treabă și facem împreună rețeta pas cu pas. Da, oameni dragi, prima dată o să ne apucăm și o să ne tăiem o dărabă de slană, să facem niște jumări. Așa. Acum eu pot să tau și așa, bucățele mai lunguiețe, să facem jumări, sau putem să tăiem în două ca să fie mai micuță. Acum fiecare cum îi place. Eu o să le tau ia așa, mai cubulețe. Așa o să le tau de mărimea aceasta, ca să nu iasă așa mari. Așa o să procedăm. Din astea o să facem niște jumări bune. O să ne pisăm și usturoiul. O să zdrobim tot usturoiul. No, am terminat de pregătit toate ingredientele de care avem nevoie. Acum o să mergem dincolo și o să ne apucăm de rețeta propriu-zisă. No, oameni buni, am pus o cratiță pe foc, am lăsat un pic să se încingă. O să punem un picuruț de ulei, dar foarte puțin, puțin de tăt, atâtul ca numai. Pentru că o să punem și slănina și slănina o să-și mai lasă untură. No, așa. Pun slănina. O să cărcălim un pic slănina, oameni buni, până ce se face jumări. Așa. No, oameni buni, am făcut niște jumări faine. Așa. Acum din usturoiul ăsta, jumătate îl punem acum și îl călim și jumătate la sfârșit, când o să fie gata ciorba. Deci jumătate îl pun acum. Îl călesc un pic, nu foarte mult, pentru că uleiul e înfocat și atunci se arde. Și adăugăm apă. Era să uit farina și lingura de farină, era să uit, dar puteți, dacă vreți, farina să o puneți și în smântână, nu-i greșit. Puteți și la sfârșit farina să o puneți în smântână. Acum fiecare cum vrea, că multă lume nu vrea să prăjească farina, să facă rântășel. Deci oricum se poate. Puteam și la sfârșit să pun în smântână o lingură de farină pentru îngroșală. Dar noi așa suntem obișnuiți. Așa. Și acum punem apă. Năpustim apă. Se poate oricum. Nu-i greșit nici cum. Puteți. Și așa sau și în smântână. Acum fiecare cum vrea. Că multă lume se ferea să prăjească. O să dau din nou mai tare. Pentru că am dat mai încet când am pus usturoiul, ca să nu-l prindă dintr-o dată. O să mai completez cu apă. Atât. O să mai pun un pic de apă. Lăsăm așa, oameni dragi, să fiarbă, iar în momentul în care o să fiarbă, o să dea în clocul. După ce dă un clocul, atunci o să punem și șelata. Înainte de asta o să pun și un cub de vegetă. E cub de vegetă făcut de noi în casă, din legume. Îl țipăm și ăsta aici și lăsăm să se arbă. În momentul în care o să se arbă, o să venim și o să punem, o să adăugăm șelata. No, oameni buni, apa noastră de șelată a început să fiarbă, a dat un clocot bun, acum adăugăm șelata.
Țipăm și alat aici, e așa ni. Asta am grijă să nu mă stropiez. O să țipăm și alata, o să punem un praf de sare și un praf de chipel. Și o să lăsăm așa aproximativ 20 de minute, pentru că șelata au fost chiar tomtic și când am băgat-o la congelator, noi înainte să o băgăm la congelator, o fierbem și apoi o băgăm în congelator. Așa. O să punem un praf de sare și un praf de chipet. Nu o să pun foarte mult, pentru că oricum o să punem la sfârșit și o să-i dăm gustul final. Atât. Și mai lăsăm așa 20 de minute să se iarbă și șelata. Iar apoi o să revin cu alte imagini. No, acum o să ne pregătim, oameni buni, dressul. Din 5 ouă, 2 o să le sparg. Și 2 gălbenușuri o să le pun peste, peste smântână. Țip 2 gălbenușuri aici peste smântână. Mai spargem unul. Opa. Așa. Țipăm aici. Bun. Deci am pus 2 gălbenușuri de ouă peste smântână. Amestecăm bine, bine contel sau cu o lingură, să incorporăm gălbenușurile în smântână. Ia așa ni. Bun. Punem deoparte. Iar aici peste albușurile astea mai spargem 2 ouă. Acum astea le spargem așa cu tăț, cu albuș și cu gălbenuș, le țipăm acolo. Ok. Așa. Iar un ou. Un ou o să-l lăsăm și ăsta o să-l punem întreg în ouă la sfârșit. O să-l țipăm acolo întreg. Iar din astea la alte două ouă pe care le-am pus și albușul din la celelalte ouă, facem niște zdrențe. Tot așa o să punem în șelată, în zama de șelată, niște zdrențe și o să punem și un ou întreg, ca să iasă ouă acolo frumos întreg. O să vedeți la sfârșit ce fain e asta. Iar din astea o să facem zdrențe, o să țipăm așa în șelată și ies niște zdrențe faine. No, bun, ne-am pregătit și ouăle pentru zdrență, am pregătit și smântâna pentru dres. Acum o să mergem dincolo și o să ne apucăm să punem peste zama de șalată. Da, oameni buni, am lăsat șalata vreo 20 de minute bune să se iarbă. Între timp ne-am pregătit și dresul și ouăle. Acum o să luăm smântâna și o să punem lichid de aici din ouă. O să punem câte un pic de lichid peste smântână și încercăm să aducem smântâna și gălbenușurile la aceeași temperatură sau la o temperatură apropiată cu cea din ouă. O să punem tot așa câte un pic de zamă. Nu are nimică dacă mergi și cu un pic de șelată. Nu se întâmplă absolut nimică. Așa. Am uitat să specific, dar vă spun amu, am uitat să vă spun. În momentul în care puneți smântâna, să dați focul mai încet sau să luați ouăla de pe foc. Eu am dat mai încet. Deci trebuie făcut operațiunea asta până ce aducem smântâna la o temperatură apropiată cu cea din ouă. Cât de cât apropiată. Așa. Facem de câteva ore așa. Mă garantez că iasă o zamă de șelată jos cu pălăria. Când o să faceți odată rețeta asta, o să vedeți că o să mulțămice zamă de șelată bunească. Mai pun de câteva ori. Am așa cum am zis, n-are absolut nimic că merge și cum tige. Bun. Mai de două ori și gata.
Așa. Da, am adus aproape la aceeași temperatură sau la o temperatură apropiată. Așa. Acum, în timp ce o să țipăm acolo smântâna și gălbenușul, o să-și amestecăm în același timp. Nu știu cum să pun să se și vadă. În timp ce țipăm, amestecăm, țipăm încet și amestecăm. Așa. O să punem în bol să limpezăm și bolul. Așa, bun. Așa. Bun, oameni buni. Acum o să punem și zdrențele de ou. Și astea le țipăm acolo. Și în timp ce le țipăm, amestecăm. Acum multă lume am văzut că face mâncărușă și țipă, dar nouă nu ne place cu mâncărușă. Noi așa facem exact cum făceau bunicii noștri, cum făcea bunica mea și maica mea. Asta e rețeta de șelată pe care o făcea mama mea și bunica mea. O să spargem și ouă ăsta și îl țipăm acolo. Asta îl țipăm întreg. Atât. No, și mai lăsăm așa, o 5 minute, la foc mic. Bun, o să punem și usturoiul. Punem celălalt usturoi care ne-a rămas, jumătatea de usturoi. O țipăm și asta aici. Așa. Opa. Amestecăm un pic, am amestec un pic pe deasupra ca să nu sparg ouul care o măs la fund. Așa, oameni buni. O secundă, o să punem un praf de piper și un praf de sare să-i dăm gustul final. Nu o să pun foarte mult pentru că am mai pus și înainte și am pus și delicat. O să punem și mărarul, țipăm aici. Și zama noastră de șelate e gata. Mamă, mamă, ce bine miroasă cum am pus usturoiul și mărarul. Așa. Mai lăsăm 2 minute, oameni buni. Și apoi o să pun în farfurie și o să vă arăt rezultatul final. Să vedeți ce fain este și zdrență până. Și ouă la întreg. Da, punem în farfurie și vă arăt farfuria finală. No, oameni dragi, zama noastră de șelache e gata. E așa arată. Sper să vă placă și dumneavoastră. Lângă am o bucată de mămăligă, de tocană. Uitați ce frumos a ieșit. Ia și ouă. Ce bine arată și ouă. Dar să vedeți cum arată și zămuca noastră, deșelate, zamă deșelate ala Sandu Gospodaru, cu jumări de slană, cu smântână. Așa arată zama noastră deșelate. Sper să vă placă și dumneavoastră. Aici am o bucățică de mămăligă, așa cum mâncau bunicii noștri și străbunicii noștri. Așa, ce poate să fie mai bun de atâta? Mamă, mamă, mă că e un ticurus fierbinte, dar o să o lăs un pic să se răcească, oameni buni, și apoi ne ocupăm noi de aia. Opa. Mamă, mamă, oameni buni. Curcubeu pe cerul gurii. Mâncare de împărat. O mâncare faină, ușoară. Mamă, mamă, jumările astea și cu mămăliga fac toți banii. Ia uitați. Sper să vă placă ceea ce fac.
Dacă vă place ceea ce fac, vă aștept pe canalul meu de YouTube. Până data viitoare, vă doresc numai bine, rău la nimeni. Doamne, ajută la toată lumea! Am uitat să tau din nou ăsta. Să vedeți și dumneavoastră cum arată. Mamă, mamă! Curcubeu pe ceriu gure, oameni buni! Chiar dacă e fierbinte, nu mă pot opri, oameni buni.